Bitcoin se menține astăzi peste pragul de 35.000 de dolari pe unitate. Dominanța rămâne stabilă la 53%, iar trendul macro este pozitiv. Probabilitățile înclină ca prețul să continue urcarea, spune Daniel Niță, trader crypto. Care este următoarea zonă importantă și ne putem gândi că a început bull marketul? Vreau să văd foarte, foarte atent dacă picăm sub 31, dacă picăm sub zona asta de 31 sau dacă o ținem suport. Dacă ținem suport 31 de aici și facem asta, probabil o să cumpăr din nou zona 31-28.000, range-ul ăsta ar fi. Dacă spargem zona asta, găsim rezistența aici, vedem 25, nu o să mai cumpăr. Deci dacă pierdem zona asta de 30.000, nu o să mai cumpăr 25, probabil o să cumpăr sub 20.000 după. Dar asta este planul. Momentan stau bine pe poziția de Bitcoin, chiar extrem de bine din punctul meu de vedere. Dacă ăsta îmi dă 38.000, vedem, atunci targetul de buy este înapoi în 31.7, cum a fost și aici. Dacă ăsta se duce regiunea asta 40-40 ceva, targetul de buy pe urmă pe Bitcoin este 31. De ce? Doar că ăsta e bull market din punctul meu de vedere început. E început de bull market.